Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, sunteți în direct. Alo, vă salut cu stimă și respect, domnule profesor. Sănătate. Da, doamna Cristina. Sunt din Bistrița, mă auziți, da? Da. Sunt din Bistrița și am o mică livadă de pom și da, câteva două rânduri de vie. Doar atât. Așa. Și la pom am altuit în primăvară, într-un pom care nu producea mare lucru, am pus mai multe soiuri din livadă care produse, da, și știam că livada e tinerică, nu e bătrână. Și acum s-au prins toți, mari, frumoși, dar au apărut pe frunze, cred că soiul acela este vânătă de Italia, găuri, parcă e o sită. Da, acolo dumneavoastră n-ați prevenit apariția ciuruirii frunzelor. Este un fenomen produs de o ciupercă. Dar, domnule profesor, eu am stropit în data de 7 iulie, ca să vă spun, 7 iulie, așa la pom, da, cu spore, da, funguran, da, talent, da, micorun, da, așa, signum și îngresăm în folia. Câte tratamente ați făcut până acum? 7. Și totuși a apărut ciuruirea frunzelor? Totuși, și tot așa am dat la o fitofarmacie, s-au luat de mirare când am mai pus și albiții de celelalte. Nu, deci, ăla nu-i pentru așa. Deci ciuruirea, v-am spus eu, ciuruirea frunzelor, da, este un fenomen produs de o ciupercă. Așa. O ciupercă care acționează mai ales în condiții de umiditate relativ mare. Este vorba, dacă vă uitați și pe net, Polystigma rubra. Polystigma rubra. Da. Bun. Asta nu vă prea interesează pe mine cum se numește, dar mă interesează cu ce ați putea să o combat. Deci, produse pe bază de cupru, eficiență maximă. CEM, Champion, Funguran, însă trebuie făcut tratamentele mai des, la două săptămâni.